Locuitorii județului Sălaș, care încă nu și-au făcut planuri pentru acest weekend, pot vizita gratuit Grădina Botanică din Șibou cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții, ce va fi marcată în această duminică. Toți cei care doresc să viziteze duminică 22 aprilie Grădina Botanică Vasile Fati din Șibou o pot face gratuit, cu condiția să aibă o carte asupra lor. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale a Cărții, care este astfel sărbătorită și la Grădina Botanică din Șibou. Scopul acestui eveniment este să-i încurajeze pe oameni să citească în spații publice și astfel să devină ambasadori ai lecturii. Pe data de 22 aprilie este marcată Ziua Internațională a Cărții și Grădina Botanică din Șibou. De fapt, împreună cu și cu Grădina Botanică din Cluj, ambele grădini botanice au pentru acest eveniment în zile diferite, însă intrarea liberă a vizitatorilor care au o carte asupra lor. În felul acesta vrem să încurajăm, de fapt, oamenii nu neapărat să poarte o carte la ei, ci să și citească, să vină în Grădina Botanică, fiind să sperăm și timpul frumos și să se bucure de o carte frumoasă într-un loc deosebit. Pentru că deja grădina arată bine, sunt primele lalele cele mai timpurii, sunt înflorite și toate florile acestea frumoase de primăvară, bulboasele acestea înfloresc acum, sambile, narcise, și spectacolul coloristic este deosebit și cu o carte, eu cred că e o experiență frumoasă care poate atrage mai ales tinerii, dar nu numai la citit. Așa că am hotărât că e un lucru bun să încurajăm cititul în felul acesta. Nu este pentru prima oară, s-a mai organizat și anul trecut, iar la Cluj a fost organizată începând cu urmă cu 2 ani, dacă nu așa. Așadar, vizitatorii care doresc să aibă acces gratuit la Grădina Botanică nu trebuie să uite să ia cu ei o carte pe care să o și citească în timpul șederii lor. Grădina Botanică va fi deschisă vizitatorilor în intervalul orar 8-19.